Astăzi vom încerca ceva nou, fish and krill cu green halibut, feeding frenzy effect și cu micropeleți de krill de 2 mm pentru că nada de aia carp în caras eu nu mai am. La treabă, băieți! Așa arată tabăra. Da, s-au alăturat grupului. Molinetă de care am fost foarte mulțumit, profele, chaser de 6000 pentru crap, echipată cu fir de 04, poate nu mai agăți. Nicoș a luat un windblade, tot de 6000, 90 de lei, chaser 80 de lei și un băț, tot windblade. Scam bune, să știți că sunt destul de bune la 3 metri, tot așa pentru crap. Și să sperăm că nu o să mai agățăm de data asta, că data trecută a fost destul de frustrant și dezamăgitor. Hai la treabă pe el! Sunt foarte mulțumit de felul în care arată metodul cu matriță din asta. Chiar am făcut o treabă bună. E acolo, nu? Așa cred. Cu borbedra, mă rog. Dacă vrei să tragi, da. Așa, nu? Cobori. Cobori și tragi. De acolo. Sau mulinezi direct. Mulinezi și apoi îl recuperezi. Cum se zice, mai intelectual, așa. Vrei să fii un pescar mai bun? Nimic mai simplu acum este mai simplu ca niciodată. Pur și simplu, fii un om mai bun. Cum să fii un om mai bun? În primul rând, ar trebui să îți vezi de treaba ta, de pescuitul tău, de gunoaiele tale, de monturile tale, de prăjala ta, de juvelnicul tău și să nu îți mai pese atât de tare de alții. Mai departe, ar trebui să nu-i mai deranjezi pe cei din jurul tău în niciun fel și să faci eforturi ca să obții această performanță. La pescuit ar trebui să dai muzica un pic mai încet și să vorbești un pic mai încet dacă sunt oameni în jurul tău. Mai departe, ar trebui să te comporți frumos cu ceilalți și să nu vorbești
aiurea și dacă le faci pe astea trei, asta te face un om mai bun decât 99% dintre oameni și, bineînțeles că, matematic vorbind, și un pescar mai bun, pentru că pescar ești, ești. Om bun ești sau vei fi? Da. Deci, ești și pescar și bun, deci, matematic, logic, înseamnă că o să fii un pescar mai bun. Felicitări! Da, doamnelor și domnilor, ce fel de pescuitul ăsta, te gândești? Te plângi că sunt agățături, cioate praguri și nu poți să scoți crapul. Dar dacă n-ar fi agățăturile, n-ar mai fi crapul. Deci, matematic, dacă pui unele sub altele, îți iese că e exact așa cum trebuie să fie și cum trebuie să fie, să existe și șanse să prinzi ceva. Am avut, ca de celelalte două ori, trăsătură în prima jumătate de oră, deci șansele sunt foarte, foarte bune. Din nou, același tipar, partidă de 5 ore pe seară de la 3 la 8. Același tipar este a treia repriza, a treia rundă, să vedem. Deocamdată conducem cu 2 la 0, noi pe crap, vedem ce se va întâmpla în această minunată zi de 19 august. Nu-i așa, Nicoleta? Hmm? Ai ceva de adăugat? Păi el. Cu mama lui. On him and his mother, cum zice englezul. Da, jumătate de partidă s-a scurs, fără niciun pește, o singură trăsătură, un ciortan pierdut în crăci. Nicoleta, cum te simți? Tristă. Tristă și încălzită, cu e destul de caniculă. Nu prea caldă. Ia zi, mai prinde ceva azi? Mai sunt 2 ore jumate până la 8. Un pește? Mare. Un pește mare. Ok. Bun. Hai. 2,803. Da. Ok. Bine. Hai cu valul în cap. Valul în cap is real. Nu e o legendă, nu e o metaforă. Doamnelor și domnilor, asta a fost partida a treia oară pe acest loc, unde ne-am depășit amândoi recordul la dimensiune și eu recordul la cantitate și implicit Nico recordul la cantitate, că a luat vreo 5 kg singură. A treia oară a câștigat peștele, deci 2 la 1, poate că o să mai venim peste 2-3 săptămâni, o lună, cauza, abar n-avem. Cred că am fi oricum așa, am avea obrazul foarte gros să încercăm să ne dăm cu părerea cauza a fost când am mai tras. Soția mea, ce ai de spus? Cauza a fost că a fost cald. Ei, nu mai lasă-mă cu cauza, că ne lăudam de obraz subțire, lasă, nu începe cu cauza. Fără deci, așa, cauza a fost că n-a vrut solzul lui. Bun, dar oricum, a fost o experiență superbă, nu? De trei partide frumoase pe acest loc, plus una pe la mijloc în care ai luat ciortanul la 800 grame și carasul ăla la vreo 600, deci una peste alta a fost pește în ultima vreme și cei mai mari pești de până acum. Bun, dacă v-a plăcut, nu uitați să dați like, subscribe, share, clopoțel, abonare, refresh, print screen, orice doriți voi. Da,
Dacă aveți prea multe like-uri și n-aveți ce face cu, face cu ele, nu uitați, lăsați acolo. No, mi s-a părut. Mai avem 10 minute din partidă și ne tot uităm la astea, în rest am strâns pe aici. Bun, vire întinse, vă dorim. Doamne ajută! Be happy! Ei, chiar, de ce? Pentru ce? Ia să vedem că parcă scăpăm de lampă, că a țăcănit-o încet, încet, vreo batcă, vreo babușcă pe asta și poate nu e chiar lampă. Ia să vedem. Nu simt nimic, da? Poate unul la 10-12 cm ne scapă de gherlă. A? Nu se simte nimic, e lansetă heavy. No. Oh, bă, da, am scăpat de gherlă. Era să-mi scapă în ultimul moment. Am scăpat de lampă. Uitați-o, bătculița, la fir de păr și părâng. Hai, dă-i drum. Du-te și crești. Să te abonezi la canal, să dai like, subscribe. Gata, catch and release pentru cei care voiau să vadă catch and release pe acest canal. Uitați, eh.